E beh, ecco il film. Dammi il film, come ti chiamo? Sono una vestista. Dumnezeu să mă ajute. Unii caută vagonul, Harry Potter caută piatra filozofală, eu caut piatra filozofalică. Pornesc de la tricou. Pe tricou scrie că o dețin, dar e greșit că eu o caut. Tricoul nu este al lui Potter, este al lui Putter. Putter este prieten cu purtătorul legal de cameră. Purtătorul legal de cameră l-a luat și a stabilit misiunea. Potter caută piatra filozofală la Hogarth. Eu caut piatra filozofalică la Ocna de Fier. Ca să ajung la Ocna de Fier, trebuie să cobor la mijloc de Bocșa, la Vasiova. Un atelaj, ceva? Da, ieșiți în drum. O direcție? Nici noi nu suntem din Bocșa, dar scrie aici. O distanță? 7. Sunt până la Dobnice, da. O soluție? Sunt taxiuri la orașului. O și care duci la vreo 30 de mii, cred că. Sau nu știu cât de. Ieftin. Un tarif mai realist? Mai mult, 100, cred că l-avea. Cred că dați bine unul. Sunt doar galben. Putem să o luăm pe acolo și așa pe partea cealaltă. Indiciile că aici am șanse să găsesc piatra filozofalică sunt bune. La intrare au stemă cu criptonită. Aici e planeta florilor de mină. Tot în Ocna de Fier trăiește și cel mai mare colecționar de pietre din România, din Europa sau poate din lume. Aici sper eu să găsesc piatra filozofalică. Până atunci găsesc doar mina lui Adolf. Cine-i Adolf? Nu știu cine e ăla Adolf, că nu e persoană respectivă, e nume de mină. Nu știm cine e Adolf, dar unde e pietrologul? Mai sus, mergeți mai sus, pe partea dreaptă e o cruce și un drum care se face așa spre stânga. Lăsați drumul spre stânga, peste drum de piatră. Gruiescu, acolo. Rețin numele, Gruescu. Mai încerc să găsesc o explicație pentru Adolf, care face parte dintr-o salbă de guri de mină cu nume aleatorii. E Jupiter, e Arhanghel, e iubita, e Ier 1, Ier 2, Ier 3. Ai acolo sus Amelia, păi cine Dumnezeu mai știe cine mai fie aia. De fapt, stau de vorbă cu un traficant de pietre, respectiv de flori de mină. El nu a găsit piatra filozofalică, nici filozofală, dar a găsit piatra maritală. A vândut pietre de mină cât să-i facă la fiică să nuntă. Eu am înfiat o fată. Și o dat Dumnezeu să măritat. Și au venit niște nemți, au venit acolo și spune, că n-ai flori de mină, am. Du-te, fată, că era de gură. S-au dus și numai 3 pietre, au luat 9 milioane. Atât, 3 pietre au luat, 9 milioane. Atunci s-au dus ea pe la Timișoara, au mai trimis mai pe unul, au venit ăla, s-au leșat la 6. I-au mai dat 5 milioane. Fata ține bine acolo, că la nuntă ar să-ți trebuiască. Și atunci i-a dat cu prima dată, după a doua oară, a treia oară a dat cu 2 milioane, după a mai venit unul, i-a mai dat iar mai 2 milioane. În orice caz, au făcut 16 milioane pe toate pietrele. Și că fata și-a făcut bani și de nuntă, și-a cumpărat și porc pe bani, și-a cumpărat și țuică. Mereți la deal sau vă duci la vale? La deal. Și eu tot la deal merg. Piatra pe care o caut e zona? Nu. Nu. Fostul deținător al pietrei maritale are ghinion. I-a fugit urma din motive hormonale. 14 capri și ouaie. Nu, acum e timpul lor, umblă după pârși. Au umblat toate de arăt. Poate s-au dus la piatra filozofalică.
Reușesc să înțeleg un lucru. Ocna de Fier e un sat secvențial. Ai o secvență de vreo 15 case, vine jumătate de kilometru de intravilan cu pietre. Mai vine o secvență de case, mai vin niște dolomiți. Și tot așa, și tot așa. Mai înțeleg un lucru când ajung la a patra secvență de case. Ocna de Fier este un apendice al Timișoarei. Cum se vinde o casă, cum apare un timișorean. Și tot așa, și tot așa. Prima tot timișorean, într-a doua tot timișorean, într-a treia tot timișorean. Mai sus, alt timișorean. La Vocșa, când vinți la Vocșa, scrie strada Ducneșa. Mai bine Timișoara s-o pui acum. Facem discuție imobiliară. Acest cor le cumpără timișorenii. Acum s-a făcut al dragu cam tot. Păi, o vândut la lângă mine acolo 5.500 de euro. Tot la un timișorean. După 2 km jumate, la cincea secvență a satului oprim. Au monument, au sculptură. Ce e asta? Păi, gruiescă o adus să facă. Și acolo sus, iară, sunt făcute niște șoate de astea. Niște sculpturi o adus să facă. Dar pentru ce reprezintă, nu pot să... Nu mă închipuși. Sus, iară, acolo. Mă bine, și așa avem o jumătate de lună de ars. Nu știu, și sus, acolo sunt făcute, iară, niște chituși așa sunt. Ca om nu arată, ca așa o... Găsesc în sfârșit ceva ce ar putea să facă parte dintr-un complex filozofalic. Două pietre testiculare, sau? Așa ca e piatră ceva. Niște sculpturi care au făcut și sus acolo. Pe sus era acolo, mai este, uite dacă le vezi acolo, observi? Sculptat, au fost niște sculpturi de mult, până 80-80 înainte de Revoluție. Și au făcut acolo o grămadă, știi, au sculptat. Și ăla? Da, și ăsta, și ăsta, tot ei l-au făcut. Nu mă întreba pe mine, știi ce, uite, du-te dacă vrei să știi ce este reprezintă Gurescu ăsta cu... Știi pe Gurescu? El o să-ți explice tot ce reprezintă, că el a fost cu treburile astea. Sănătate, numai bine. Tot la Gruescu ajungem, la numărul 113, care lângă 175, care lângă 276. Deci, numerele merg din 62 în 101. Alo, domnul Gruescu! Ece pietrologul, Ece Gruescu, e la masă și are câinele răcit. Într-un sat din ăsta uitat de lume, eu vin cu niște idei noi, dar degeaba dacă... Da, ce plan aveți, ce program? N-avem. Eu acum trebuie să-mi fac reportajul pentru Radio Vestița, că de seara am la 10.30 și am fost ocupat, ordonit vizitatori în permanență. Dacă mai aveți ceva de filmat eventual în plen, atunci e bine, pe la, eu știu, poate vreo 2 ore sau... Bun, deci peste 2 ore să faceți reportajul. Apropo, piatra asta o aveți? Interesant! Așa unde ai găsit minunea asta? Ne vedem peste 2 ore. Doamne ajută, vă trebuie să ne vedem! Doamne ajută! În timpul ăsta mă gândesc la o chestie extremă. Mă fac globetrotter, adică satrotter. Ce pot să faci în 2 ore la Ocna de Fier? Simplu, să ajungi, dacă te grăbești, în capătul satului. Mai trec 2 secvențe și mă opresc la gazetă. Citesc anunț, audiențe și că, atenție, marți, la buletină, la Bocșa, nu se preiau acte și imagini pentru că programul e pe linie de pașapoarte. Tot aici sunt legitimat și de un tip cu uniformă de polițist. Bine. Nu, ne place să ne implicăm, că am mai avut foarte evenimente bine. Și să știm și noi cine ne foarte vizitează. O zi bună vă doresc! Mai din sat? 3 km cam așa, îi destul de logitează. Asta înseamnă că fac de tot? 7 km cam așa. 2 constatări. Ocna de Fier este sat unistradal, că n-are ulițe secundare și este atrotuar, că n-are nici trotuare. Trec la următoarea secvență. Mai e? De acolo e oportunie, nu scăzi. După aia iară mă uiți, niște blocuri sus, mai e. Deci după casa aia, e oportunie fără căști, dar mai sunt.
Dați-mi un timp. Am o jumătate de seară, lejer, așa. Și un reper. Ar fi 2 km jumate până la lac. Iau repere, bloc și lac. Până la blocuri? Nu mai este chiar așa de mult. E așa o poienuță de la cășile astea și după aia încep cășile, nu? Capre, poate sunt alea pierdute, 14 și oaie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dar nu-i oaia. A cui capre sunt astea? A lui Neastir. A cui? A lui Neastir. A lui ăla din vale? Nu, nu. De la deal. Cum e de la deal? Tu te ai din gură. Ăștia salul Neastir le duce prin pe deal. Harry Potter și piatra filozofală? Da. Dar de unde știți că e? Nu înțeleg, că la mine zice pe engleză. Mă întreabă ce caut, le răspund cu tricoul. Descurcați-vă. Vai, aiuritule, nu știi să citești, bă. Nu înțeleg asta, ce e? I. Tu, mă, blecule. Nu asta, asta. Core. Asta. I, ce n-ai bine. Nu te uite. Păi cu litere mari. Ce ai, băi? Cin? De... Nu înțeleg. Hai, zic ești a treia. De țin? Piatra? Fiolosală sau cum? Fiolosală? E, voi căutați piatră. I, L, O, S, alo. Fie la sală sau cum? Fie o sală. F-I-O. Sală. S-O-F-A-L-A. Hai că vine sora mea dinainte, hai că bag o dată mereu. Piatra, fie o sală, fie o sală, vai de capul tău. Piatra, fie o sală? Exact, și unde ar putea să fie? Dar de unde știți că e aici așa piatra? De mine sunt în carieră. Au, puteți să vă duceți. Căutați pe mine. Dar de ce căutați pe asta? Pe unde merge carila, vă duceți pe unde s-a cărările și găsiți o mină unde am fost eu cu Vasi, cu Tomi și cu Deni și cu Raul. Raul, du-te, mă. Da, dar e întuneric, vă trebuie lanternă să țină. Are, aveți? Sau la Gruescu? Da. Îi las pe copii la blocuri, că acolo stau. Gata blocurile, mai rămâne lacul și îmi trec în CV traversarea Ocnei. Sprintez. Uite capre, nu sunt 14. Uite om, pietre? O mai rar care o mai avea. A, de un chel de răchiere luai, că nu se știa de valoarea lor. A început să se scumpească, a venit nemța, a venit... Până la lac? Tot înainte. Sprint final, casă, pădure, poiană, din pădure, clădire, băltoacă, pom și lac. Am ajuns la capăt, nu există nicio piatră filozofalică aici, doar un lemn. Mai mult falic decât filozo. La 10 dimineața am pornit din capătul Ocnei de Fier, acum e 2:30. Rapid dau 2 palme la lac și mă grăbesc la Gruescu, care și-a terminat reportajul. Retur, pom, clădire, deținător de capre, blocuri, copii, carcasă, autobuz, stop, opresc la Clinton. Asta, iubirea mea. Fără asta nu pot. Clinton. E băiat. Clinton, uite mama acolo, uite te filmează, mămica, uite-te, mama. Uite. 2 ani am împlinit ieri. Timișoreni? Nu. Aici sunt crescută, dar... Aha, localnici, scurt tratăm teoria migrației timișoreano-cnășană. Mă, timișoreni, au cumpărat tot satul ăsta. Și într-una cumpără la Cnăș. Dar e frumos. Și în Docnecea, dar în Docnecea nu le prea plac acolo, că sunt foarte mulți țigani. La noi, în fond, aici nu țigani. Nimica. Noi n-avem țigani, Bocșa și Docnecea. Aici nimic țigani. De ce nu mai vreau la blocul, nu le mai place cum? Uitați da. Casele, timișoreni. Și tot ce fac ei, uite.
Care sunt mai mari, mai frumoase? Noi mai... suntem sărași. Nu, mai bine vă dorim și puteți să mai filmați și în continuare. Mai veniți, poftiți pe la noi. La revedere! Păi de ce n-ai venit, mă, lângă mine, mă, Sandu, mă? Continui spre pietrologul Gruescu. Reîntâlnesc individul cu costum de polițist, dar nu mă legitimează. Gata, domnilor! Ajung la Gruescu. Aici trebuie să-mi spulber toate nelămuririle despre pietre. Filozofalice sau nu, să vedem ce găsim. Gruescu adună pietre din mină de 50 de ani. Tot felul de piritite, miritite, bibirite și cicirite. Începem cu o minune care emană energie celestă, de care beneficiez scurt și eu și purtătorul legal de cameră. Seamănă mult cu piatra lui Superman. Cred că e criptonită. Și e format din trei generații de cristalizare. Generația întâia, a doua, a treia cu cristalele mărunte și care emană o energie benefică 7 metri în jurul lui, constatată, măsurată de Dan Seracu și Ion Tsugui de la București, care erau mari cunoscători în cristaloterapie, în efectul de piramidă, pentru că cristalele au niște forme care concentrează energia celestă și o redistribuie oamenilor. Aceasta e o minune dintre aceea. Eu n-am știut despre el. Cum e organismul, știi? Depinde de organism. Eu nu știu, eu nu mă ocup de cristaloterapie, dar pun la dispoziția oamenilor. Vin aici oamenii, se tratează de anumite boli, nu le spun nimic. Ei se încarcă cu sportivi care vreau să meargă bine. Luminița Dobrescu, notătoarea noastră, era la o vârstă mai înaintată și a făcut și facultatea venind aici, s-a încărcat înainte de campionatele mondiale și spunea, azi iau și campionatul ăsta și l-a luat. Păi stătea așa și s-a încărcat, mai cât, eu știu, câteva minute. Facem turul muzeului privat, că e privat. Nu a dat nimeni bani să-l facă muzeu pe bune. Și asta de pe vremea lui Ceașcă. Și atunci tot privat era. De la criptonita miraculoasă trecem la o tititită otravitoare. Pe asta aș cumpăra-o. Și engleză pe Napoleon cu Real Gar l-au otrăvit, acum i-au descoperit în păr arsenul. Este sulfura de arsen, o treabă aceea. Încep să caut piatra filozofalică. Ajungem și la piatra Mercedes. Pentru asta am primit un Mercedes, dar nu mi-a trebuit, că eu n-am ce face cu el, pentru că nu pot să-l întrețin. Eu abia pot întreține, să deschide. Abia pot întreține muzeul ăsta, dar un Mercedes. Ajungem la piatra care l-a făcut celebru pe pietrolog. E unicat. Macla Gruescu. Așa a intrat Gruescu din Octan de Fier alături de Goethe și Alexandru al II-lea. Sunt trei minerale cunoscute care au primit numele unei personalități în timpul vieții. Se spune că Goethe, Alexandru al II-lea, mi se pare, al rușilor, care are alexandritul, un mineral care la lumina artificială e violet și la lumina soarelui e albăstrui. Și eu, Macla Gruescu, deci îngemânarea două cristale de corț cu concrete radiare, care am descoperit-o eu, au declarat acum 15 ani pe plan mondial Macla Gruescu. Da, al treilea sunt eu. Termin turneul și primesc o piatră mini-filozofalică din partea casei. Va fi îngerul vostru păzitor. Eu vă spun, eu la anii mei nu pot trăi fără corțul meu. La mine
m-au păzit pe drumuri, m-au păzit pe căile Europei. Da, corțul care mă aduce minele. De-aia vă spun, luați-vă și Dumnezeu, e legat de dumnezeire, să vă ajute. Habar n-am avut că sunt sub efectul de piramidă. Crescu îmi explică faptul că aici e singura zonă, cu excepția Egiptului, unde e efectul de piramidă. Poate de aia am ajuns așa repede la lac. Dar foarte interesant este și altceva. Efectul de piramidă din munții metalifieri ai Dogmecei, pentru că toți acești munți sunt direcționați pe acest defileu nord-sud. Iar din această direcționare sunt divizați munții metalifieri prin pâraie. Și aceste păraie formează trunchiurile de piramidă. Mișto pietrele, mișto efectul de piramidă, dar mișto și sculpturile. Vreau explicații aplicate la Marea Nelămurire din mijlocul satului, adică la kilometrul 3,5. Acest monument a vrut să reprezinte în gândirea sculptorului eruptivul, deci corpul de la mijloc este eruptivul care a fost în ocna de fier, în dreapta este boxa cu zăcământul de aur de la cracul cu aur, aici este zăcământul de fier și în stânga este reprezintă Dogmecea cu zăcământul de cupru și de argint. Asta e doar sculptura din centru. De fapt, e vorba de un adevărat complex sculptuar. 100 de metri mai sus, sunt trimis acolo și mă duc. Surpriză! Am găsit piatra filozofalică. De fapt, nu e piatră decât la bază, în rest e lemn. Cred că așa au vrut să o mascheze ca să nu o găsesc. Ea e ea, piatra mea. Cobor la Gruescu, să-l aud acum ce zice de chestia asta. Două figuri, una de bărbat și una de femeie, stilizate, bineînțeles, foarte moderne. E clar că piatra filozofalică e ascunsă sub teoria unei sculpturi obscure. Pe mine nu mă duce. Sigur, e piatra filozofalică. Mai mult, îmi dau seama că există chiar o întreagă conspirație la nivelul satului. Îi prind cu vrăjeală. Asta pentru că dacă întreb ce reprezintă piatra filozofalică, fiecare îți spune varianta lui sau se preface că nu știe. Asta reprezintă timpul ăla din antichitate. Exact așa ceva. Uitați-vă, v-am spus că dacă uitați în istoria veche, găsiți așa ceva. Astea se scrie pe epoca bronzului, când a început epoca bronzului. Mămioagele astea? Nu știu semne, mămâioage, așa le zic, dar nu știu ce vor să fie. Eu știu că mămâioage le spune, dar nu știu ce însemneau, ce cine le-o fi făcut. Și... mămâioage, așa le spun. Că așa spuneam când veneam la fotbal aici, mergem să jucăm la mămâioage, că așa le-a cu astea. Așa le-au mie. Mai e una aceea jos, o mămâioagă, așa îi spune. Am înțeles. S-a prefăcut și pierzătorul de capre și celălalt care s-a făcut că nu știe că pietrele testiculoide de jos fac parte din ansamblul pietrei filozofalice. Ceea ce vedem aici sunt două lupe de minereu de fier siderită. E clar că acestea erau atașate și făceau un compleu filozofalic. Asta e conspirație pe față, vrăjală de ocna. Pe mine nu mă duc. Aici e piatra filozofalică. Gata, plec. Plec după 14 km făcuți la pas, convins că am trecut prin fața fiecarei case, că am văzut cele mai frumoase flori de mină din lume, că satul e lung, dar nu e lat. Ca o două blocuri, un efect de piramidă, un lac, mulți mișoreni, o gazetă de stradă, un individ îmbrăcat polițist și multe, multe sculpturi, făcute special ca să mascheze adevărul. Că printre toate pietrele din lume, doar aici e piatra filozofalică. De-aia cred că ar trebui să le las lor tricoul.
E dai cu filmul. Dar ce l-a continuat? N-a vestit. Dumnezeu să mă ajute.